V-am spus că anul acesta o să am cu dumneavoastră un singur subiect în predicile de duminica, și anume unitatea bisericii. Despre unitatea bisericii. Aceasta este tema convenției, aceasta este tema anului, aceasta este tema care ne interesează pe noi pe toți, ca biserică, ca răscumpărați ai Domnului, copiii Lui Dumnezeu. Deci, psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț, care turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este caroa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Amin. Amin. Tema este unitatea bisericii. Titlul acestui mesaj este Unitatea Bisericii sau Unitatea este parfumul Bisericii. Este parfumul Bisericii. Deci Unitatea este parfumul Bisericii. Este ceea ce răspândește în jur atmosfera de bucurie de împlinire, de satisfacție, de plăcere duhovnicească. Vă aduceți aminte, poate cei mai în vârstă, în România, mulți, mulți ani în urmă, exista un imn care se cânta atunci când frații se întâlneau la serbări. Erau așa numitele serbări. Fie că erau sâmbăta sau chiar duminica, și în unele zone din țară nici măcar nu se servea masa duminica. În Bihor, într-o anumită zonă a Bihorului, dacă mergeai în vizită, frații te duceau acasă, dar spuneau: Noi suntem în post și rugăciune, te ducem la noi acasă, avem good time, ne rugăm, cântăm, dar noi nu servim masa. Și atunci cântarea era așa. Noi nu avem mese, nici bucate alese, ci Dumnezeu ne dă tot ce dorim noi. Masa e cântul, pâinea e cuvântul și Dumnezeu ne dă tot ce dorim noi. Adică inima lor dorea această prezență lui Dumnezeu, această părtășie cu trupul lui Hristos cu Biserica lui Dumnezeu. Evrei, poporul evreu, textul acesta este vechi de aproximativ 3000 de ani. A fost scris în jurul anilor 1000 înainte de Hristos, în timpul lui David, a fost scris de David și face parte dintr-o colecție de psalmi, dacă vă uitați în traducerea Cornilescu, îi spune Uh, o cântare a treptelor. Adică erau uh, psalmii de ascensiune, psalmii de urcare, urcare la templu, se suiau la templu. Indiferent geografic cum veneau și de unde veneau, fie că veneau din munții uh, din partea de nord, fie că veneau din Galileea, ideea de a merge la templu este, era că te suiai la templu. Și atunci, de la psalmul 120 la psalmul 134, era această colecție de psalmi, numiți psalmi de urcare, psalmi ai treptelor, și în timp ce mergeau, călătoria asta putea să dureze până la două săptămâni, pentru unii, mergeau în grup și pe drumul lor spre templu, spre Ierusalim, cântau acest psalmi. Să opreau din loc în loc, făceau popasuri, dar cântau psalmi aceștia. Aceștia erau psalmi de celebrare. Și mergeau la templu de trei ori. Mergeau la Passover, mergeau la Paște, mergeau la cinzecime, adică 50 de zile după Paște, sărbătoarea uh, săptămânilor, și mai mergeau la sărbătoarea sucot, adică la sărbătoarea corturilor. Și toate acestea le vorbeau lor despre ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Psalmul acesta, 133, face parte din buchetul acesta, din colecția aceasta de psalmi. Și erau împreună, erau uh, uh, o sărbătoare, se revedeau și la despărțire aveau o expresie, aveau un salut. Știți care era salutul? Next year in Jerusalem. But by the way, nu era în limba engleză. Era probabil în limba ebraică sau mai târziu în limba aramaică. Dar acesta era salutul. Ne vedem anul viitor în Ierusalim. Și așa trăia evreul. Asta era parte din etosul lor, din simțirea lor, din trăirea lor, din bucuria lor sufletească, bucuria lor duhovnicească. Deci tema este unitatea. Iată ce bine. Și ce plăcut este să locuiască frații împreună, să locuiască frații în unitate. Și pentru aceasta, David folosește două imagini, două uh, ilustrații. El ilustrează lucrul acesta în două feluri. Ideea esențială, ideea principală este unitatea și apoi ilustrează cu două tablouri, zugrăvește două tablouri. Și primul tablou pe care îl zugrăvește este tabloul. Ungerii lui Aron. Aron a fost așezat împreună cu copiii lui, cu casa lui, a fost așezat ca mare preot în Israel. Și până atunci se știa că numai Moise are acces la Dumnezeu, numai Moise poate să stea cu Dumnezeu de vorbă, față către față, gură către gură, adică într-o intimitate greu de descris și de imaginat, acum Dumnezeu vorbea și spunea, uite, familia lui Aron, el și cu copiii lui și urmașii lor, pe linia levitică, această familie va reprezenta poporul înaintea lui Dumnezeu și îl va reprezenta pe Dumnezeu înaintea poporului dar pentru instalarea lor în slujbă, pentru așezarea lor în lucrare, i-a zis domnului Moise să facă o sărbătoare. Tot poporul s-a adunat și Aron a genunchiat în fața lui Moise și uh, dacă ne uităm în textele care descriu în detaliu scena aceasta, ne spune că Moise a turnat pe capul lui Aron un de dar a turnat din abundență. Asta spune scena din Psalmul 133. Acest un de este așa de mult încât curge de pe capul lui Aron, curge pe barba lui Aron, curge pe hainele lui Aron, curge pe, pe, veșmintele lui, pe, pe, pe toată ținuta lui, preoțească, era îmbrăcat frumos. Domnul a dat foarte clar cum să fie tunica de desubt, cum să fie pieptarul, cum să fie haina preoțească, din ce fire să fie făcută și din ce material special să fie făcută. Și acum tabloul este că în fața poporului, în fața uh, întregului popor la sărbătoarea aceasta de instalare și de ungere, a lui Aron se toarnă un de lemn din abundență. Și David spune: așa e unitatea. Așa e plăcerea și frumusețea de a fi împreună cu frații. Este această abundență a un de care curge pe marele preot și pe casa lui și pe familia lui. Să vedem ce frumos are această uh, consonanță și legătură cu uh, Marele Preot al nostru, Iisus Hristos, și cu trupul lui care este biserica. Dar apoi David mai folosește o imagine și a doua imagine pe care o folosește este o imagine care sugerează abundența vieții. Prima este cu abundența ungerii și a punerii deoparte pentru Domnul, a Sfințeniei lui Dumnezeu. Da? A doua este cu privire la viața care vine de pe munții Hermonului și care curge pe muntele Sionului. Muntele Hermonului este cel mai înalt munte din Israel. Este în partea îndepărtată nordică a lui Israel și pe munții aceștia este mereu uh, acest moisture, acest, uh, această stare, această ambianță de, de, de apă, de binecuvântare, de rouă, ori este ploaie uh, din abundență, ori este chiar zăpadă, pentru că sunt munți foarte înalți. Și spune, David zice, roua aceasta și ploaia aceasta de pe munții Hermonului vine pe muntele Sionului. Muntele Sionului de acum era în Ierusalim și în Iudeea este deșert, este secetă. Poate ați fost în vizită în Israel și face sens ce vă povestesc acum. N-am văzut nicăieri în lume așa ceva, deși am vizitat peste 30 de țări în viața mea scurtă de până acum, dar nicăieri n-am văzut ce am văzut în Israel, în sensul că pur și simplu vii din Galileea, vii din partea de nord unde sunt munți, unde e frumos, unde e verdeață, unde te simți parcă ești în România. Asta a fost expresia și, și uh, uh, feeling-ul meu când am fost acolo împreună cu un grup de aici din California și împreună cu soția. Dar mergi în sud, cobori spre Ierusalim și când intri în Iudeea, intri în deșert. Și ce m-a surprins? Știți ce? Evreul a luat pământ, pur și simplu pământ negru, pământ foarte bun, din Galileea, din Nord, l-a dus în deșert și din loc în loc, în deșertul Iudeii, în zonele acelea extrem de aride, da? Găsești niște petece de pământ negru, pentru că, pur și simplu, nu numai că au curățat pământul de pietre, l-au curățat foarte frumos, și au adus pământ negru, și au pus un strat destul de, de gros de pământ negru, și apoi au făcut, au făcut un greenhouse. Și evreii sunt cei care au inventat sistemul de irigare la plantă. Ați văzut, poate, sistemul acela de picurare la plantă. Deci un sistem, apa merge exact la pom sau la plantă, la roșie, la castraveți, la ce merg, ce au ei acolo, dar această, această dedicare, această uh, inventivitate, această creativitate, această uh, înțelepciune a evreului putea să se plângă, să zică, oh, aici ai deșert, nu poți să faci nimic, nu crește nimic. Nu te descurci, dar nu este așa. Nu este așa. Tot deșertul este plin de petece din acestea negre și de, de greenhouse, de, de sere, deci și se, se creează acolo o atmosferă de, de uh, și o ambianță propice pentru, pentru plante și cresc aceste plante, le cultiv acolo. Și David spune așa de bine este să fie împreună, așa de importantă este unitatea în poporul lui Dumnezeu, este ca și cum ar veni de pe muntele Hermonului, unde este mereu apă, unde este mereu uh, rouă, unde este mereu umiditate, unde este mereu viață, să vină în sud, să vină în Iudeea, să vină pe muntele Sionului. așa e unitatea. Da? Acestea sunt cele două scene, cele două tablouri pe care le zugrăvește ca un mare artist și ca un mare poet, Psalmistul David, pentru că el este un mare poet în, în Sfânta Scriptură și în istoria umanității. Are toți salme aceștia, sunt de fapt poeme de, de dragoste față de Dumnezeu sau rugăciuni în care își varsă focul inimii și toată simțirea Lui. Și folosește aceste două tablouri. Primul este cu ungerea ca mare preot al lui Aron și mai ales creează impresia de abundență, atât de mult un de lemn se pune pe Aron încât curge peste el, <coughs> curge din abundență și apoi ca să complexeze imaginea și să contureze și să facă și mai clar, zice, uite cum este. Este roa aceea de pe muntele Hermonului, de acolo din nord, departe, se mută aici. Se mută aici în Sion, se mută aici în muntele Sionului și este sursa de viață. Acolo dă Dumnezeu viața și încă viața pentru veșnicie, viața veșnică. Iată că tablourile acestea două sunt încărcate profetic, sunt încărcate mesianic cu semnificații pe care noi, Biserica lui Hristos, le înțelegem altfel și le înțelegem la modul, la modul practic, dacă, dacă ar trebui să spunem așa. Trei gânduri principale vreau să împărtășesc cu dumneavoastră. După ce v-am prezentat schița și tabloul acestui mic, dar foarte... Foarte valoros psalm. Și anume, primul lucru este că unitatea este extrem de importantă. Unitatea în poporul lui Dumnezeu, în familie, în comunitate, în biserică, în absolut orice fel de comunitate, în absolut orice fel de, de asociere, unitatea este extrem de importantă. Este esențială esențială, pur și simplu. Spune profetul Amos în capitolul 3, versetul 3. Amos a fost un profet, un om simplu de la țară. De fapt, el spunea, eu nu sunt profet, eu sunt culegător de smochine. Culegător de smochine. Dar când Dumnezeu i-a revelat cuvântul cu privire la unitate, el a pus în fața națiunii lui Israel o întrebare fundamentală. Și au spus, mergoare doi oameni pe un drum fără să se înțeleagă cu alte cuvinte e foarte foarte importantă unitatea e foarte importantă unitatea fără această unitate nu se poate face absolut nimic. Domnul Iisus preia această imagine în Matei, în capitolul 18, versetul 19 și spune Dacă doi oameni se unesc pe pământ să ceară ceva, vor primi de la Tatăl meu. Tatăl meu care este în ceruri le va da acestor doi oameni care se vor uni să ceară ceva. În cartea Eclesiastului, în capitolul 4, Eclesiastul vorbește despre familie și despre importanța unității din familie. Și spune, dacă sunt doi oameni care lucrează și amândoi lucrează, atunci plata pentru doi este mult mai mare decât plata pentru unul. Dar e important, spune el, ca acești doi oameni să fie unul lângă altul și unul pentru altul, pentru că dacă se întâmplă ca unul să Cadă, salune, celălalt imediat îl, îl ridică, îl ridică. Și pe acești oameni, bărbatul și femeia, Dumnezeu i-a creat cu nevoia de intimitate, i-a creat cu nevoia de împlinire, cu nevoia de, de, de bucurie împreună cu cineva, împreună cu celălalt. Și spune, în liniștea lor, în odihna lor, în bucuria lor, ei se complexează unul pe altul și și devin bucuroși și devin fericiți. Și sunt fericiți că sunt împreună. Dar apoi, concluzia este uluitor de neașteptată și spune așa, concluzia, da? Concluzia este în versetul 12. Și spune, funia aceasta împletită în trei. Ah. Deci iată că spune ceva despre un secret fundamental, esențial în unitate. Și anume, dacă sunt doi, ca două fire, și vrei să le împletești, cum faci? Cum faci să împletești două fire? Cum faci? Oricum faci, le răsucești una după alta, așa-i? Le răsucești. Faci cumva și le răsucești una după alta. Sau ai diferite metode de a le de a le îmbina împreună. Dar în momentul când pui sub presiune și pui la tensiune și la, la, la test acest, această funie și o întinzi, cele două fire se desfac. Sau poate chiar se rup. Și atunci ce șansă ai ca funia aceasta să nu se rupă? Ea trebuie să fie împletită în trei. Dacă e împletită între ei și dacă firul de la mișloc este Dumnezeu, dacă firul de la mișloc este firul de foc al Duhului Sfânt, firul de foc al dragostei lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu în acea familie, în acea casă, în acea biserică, atunci funia aceea nu se mai rupe, nu se mai poate rupe. De fapt, tema unității merge mai departe și în Matei 18 cu 20, Domnul Iisus vorbește și spune unde... <coughs> unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt acolo. Ar trebui să fie adunați în unitate. Vă amintiți? Când Domnul Iisus se înalță la cer, fapte capitolul 1 și le spune, stați în Ierusalim și așteptați, nu peste multe zile veți primi o putere de sus. Ei intră în această ascultare, intră imediat în această ascultare, merg imediat la Ierusalim în odaia de sus. Dar secretul știți unde era? Spune cu un cuget, cu o inimă și cu un gând, stăruiau în rugăciune. Stăluia un rugăciune. Era unitatea aceasta. Erau peste 120. Erau bărbați acolo. Erau femei acolo chiar. Ceea ce pentru cultura de atunci însemna foarte mult să accepte lucrul acesta. Erau frații lui Isus acolo, care la început n-au crezut în el. Erau ucenici care poate au plecat și poate au revenit. Pentru că erau 120. Nu erau numai 12. Erau 120, dar ce spune că Duhul Sfânt a venit peste ei pentru că erau un cuget și erau un gând și stăruiau înaintea lui Dumnezeu. Iar după ce au primit Duhul Sfânt, după ce i-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, după aceea în capitolul 2 versetul 42 ne spune că stăruința lor a continuat și ei stăruiau de acum mai departe în ce în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în legătura frățească și în rugăciuni. Iată cât de importantă este unitatea, cât de esențială este unitatea aceasta pentru viața, pentru viața bisericii. Poate vă amintiți sau poate ați dat peste exemplul acesta un exemplu trist de altfel, undeva în Canada, undeva în iernile cele foarte grele din Canada, o istorie adevărată spune că un copil de câțiva ani, poate 4-5 ani, s-a pierdut. Și toți au început să-l caute, părinții au alertat poliția, prietenii, rudele și toți au ieșit să-l caute și umblau pe câmp, umblau prin pădure, umblau peste tot strigându-l și n-au dat de el. Și la un moment dat, spre asfințit, pe când se apropia de sfârșitul zilei, cineva din grup a zis, haideți să ne prindem de mână, haideți să ne ținem de mână și să mergem, să acoperim toată zona. Deja veniseră vecinii, veniseră mai mulți și au zis, haideți să ne ținem de mână și să mergem, să fim siguri că am acoperit tot. Și atunci l-au găsit pe copil. Era prea târziu. L-au găsit prea târziu. Deja copilul era înghețat. Și atunci au zis, dar ce trist că nu ne-am prins de mână mai devreme. Ce trist că nu ne-am ținut de mâini și nu ne-am ținut unul de altul mai devreme. Pentru că este o putere în această unitate. Este o foarte, foarte mare putere în această unitate. Iată, haideți să citim împreună un text din Noul Testament din Filipeni, din capitolul 2, și haideți să vedem ce interesant spune textul acesta de la versetul 1 la 5. Filipeni 2, de la 1 la 5. Vă rog să urmăriți cu atenție ce spune Apostolul Pavel. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângăiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un cânt. Nu faceți nimic din Duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Și atunci poate te gândești, ai foarte greu, dai foarte mult ce ne cere. E foarte greu de atins standardul acesta. Și iată unde e secretul. Iată care este cheia textului, versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Să aveți în voi gândul acesta, care era în Hristos. Gândul acesta al smereniei, Gândul acesta al dezbrăcării de sine. Gândul acesta în care trebuie să gândești not I, but we. Deci ca biserică, limbajul nostru nu trebuie să fie eu. Mie nu mi s-a dat importanță. Pe mine nu m-au băgat în seamă. Mie nu mi-au făcut cu tare sau cu tare sau cu taru. Asemenea limbaj nu există în trupul lui Hristos. În trupul lui Hristos există limbajul not I, nu eu, ci noi. Noi. Gândește-te la celălalt. Gândește-te la celălalt. Gândește-te la nevoia lui, gândește-te la urgența lui, gândește-te la durerea lui, gândește-te și pune-te. De fapt, în limba ebraică, o să vi se pară foarte ciudat, în limba ebraică milă se traduce a te pune în pantofii celuilalt. Asta înseamnă milă. Dacă ar fi să traduci motamo, cuvântul în limba ebraică, cuvântul milă. Substantivul milă. Înseamnă a te pune în bucancii celuilalt. În pantofii celuilalt. Adică a te identifica cu nevoia lui, cu necazul lui, cu durerea lui. Dar poate noi nici nu ne știm unii pe alții. Poate abia ne știm cu numele. Poate nici nu ne știm cu numele. Iată ce dulce și plăcut este să locuiască frații împreună. Este important, este esențial. Românul spune așa în versurile lui: zice, unde-i unul, nu-i putere. Unde-i doi, ia des. Război. Dar iubirea în veci nu piere. Dar puterea în veci nu piere. Unde? Una sunt cei doi. Una sunt cei doi. Anul acesta împlinim 100 de ani de Românie mare. 100 de ani când s-au întâlnit cei din Moldova, cei din Muntenia, cei din Transilvania. Știți ce cântare au cântat? Știți ce cântare au compus? S-au prins de mână și au spus că sunt frați. Ori noi știm că cu privire la trupul lui Hristos, la biserica lui Hristos, acesta e și mai mare adevăr. În Hristos suntem frați. Prin jertfa lui Hristos suntem frați. Nu mai este american, nu mai este român, nu mai este bărbat, nu mai este femeie, nu mai este rob, nu mai este slobod, ci toți sunt o făptură nouă în Isus Hristos, spune Pavel în Galateni. Căci dacă cineva s-a botezat în Hristos, s-a îmbrăcat în Hristos. Și acum când cineva se uită la tine și zice, o, oh, te-ai întors, ai făcut legământ cu Domnul, și se uite la tine și tu ești îmbrăcat în, în Hristos. Ești îmbrăcat în Hristos. Unitatea aceasta este esențială, de aceea este extrem, extrem de importantă și poate nu știm prețui de ajuns. În al doilea rând, unitatea este un ideal, o dorință, o, o aspirație este ceva de râvnit, ceva uh, pentru că zice ce dulce și plăcut este. Um, it's, it's enjoyable. It's not only essential, but is enjoyable. Te bucuri când ești în unitate. Te bucuri când ești uh, în, în atmosfera de pace, atmosfera de bună înțelegere. În familia noastră, când am crescut cei cinci copii, erau doar două lucruri pentru care erau uh, măsuri disciplinare. Uh, zero tolerance. Știți care erau aceste două lucruri? Daniel v-a mai spus în prezentările lui și câte ceva din ce a mai îndurat el. Cu siguranță, am învățat pe copiii noștri să fim părinți. Nu ne-am dus la o școală să avem un license pentru asta. Dar erau două lucruri care aveau zero tolerance. Și unul era minciună. Pentru minciună. Spuneam, absolut orice ați făcut, orice s-a întâmplat, vă rugăm frumos să nu ne mințiți. Ne spuneți, asta am făcut, asta s-a întâmplat, așa este, ăsta e adevărul, oricât de trist, oricât de grav, nu o să fie nicio pedeapsă, o să fie numai să vedem cum ieșim din impas, să vedem cum rezolvăm problema să vedem cum, cum reparăm ce s-a stricat, dar vrem să știm să nu ne mințiți orice, dar să nu ne mințiți să nu aflăm de la alții, să nu trebuiască să pentru că copilul și omul în natura lui păcătoasă natura lui firească are tendința să, să mintă sau să ascundă parte din adevăr sau să prezintă adevărul așa cum să iasă să iasă bine pentru el în familia noastră, asta a fost o, o, regulă de aur, să nu ne mințiți, ne spuneți cât de rău doare, cât de rău o să ne doară ce s-a întâmplat și ce ați făcut în comunitate, la școală, la biserică, unde ați fost, dar să nu ne mințiți orice, dar să nu ne mințiți. Și al doilea, știți care a fost al doilea? Al doilea a fost să nu vă certați între voi, să nu vă bateți între voi. Dacă vreți bătaie, vă dăm noi. Pentru că noi vă dăm ca părinți. Și vă dăm cu dragoste și cu simț. Nu i-am bătut cu pumnii și cu picioarele. Ci cu nueluță eventual. Și asta până la câțiva ani. Că după aia nu mai merge cu nueluța, știți? Dar am spus orice, dar să nu vă certați între voi. Voi sunteți frați, voi sunteți o familie, voi trebuie să fiți uniți. Să fiți uniți orice, orice, orice. Orice, discutați, discutăm, vedem ce s-a întâmplat, dar să nu fie. Știți că se mai întâmplă de la micile încăierări din spatele venului la supărări din acelea că nu mai vorbești cu zilele, nu mai dai un telefon, nu mai răspunzi la text. Și asta e foarte trist. E foarte trist. E o mare bucurie pentru părinte să-și vadă copiii, că se înțeleg, să-și vadă copiii. Iov zice că copiii lui, feciorii lui și fetele le invitau și pe fete, făceau mese. Sigur că avea Iov bază materială, dar nu asta era. Era frumos când se înțelegeau și nu ziceau, chemăm numai pe cutare, erau zece. Erau zece, șepte feciori și trei fete. Și invitau și fetele. Era o unitate în familia aceea, da? Era unitate. Duminica trecută ni s-a vorbit despre un caz de familie, din familia lui, lui, lui David, atât de dureros. David a fost un împărat mare, un împărat puternic, un împărat care a reușit să unească triburile lui Israel, să facă unitate în Israel, dar n-a reușit în familia lui. În familia lui a fost un eșec și știi de la cei să trage eșecul. Nathanie a spus, David, Dumnezeu te iartă, dar sabia, sabia nu se va depărta de la casa ta. Când îl ierți pe Absalom și l-aduci la Ierusalim, nu îl ține doi ani de zile la distanță. A zis lui Ioab, lui Io, adul pe Absalom acasă, adul, că vreau să reconciliez. Și l-a ținut pe o altă stradă, l-a ținut la casa lui și David la palat și doi ani de zile nu s-au văzut, doi ani de zile. Erau în același oraș și nu se puteau vedea. Absalom vroia să-l să vadă pe taică, să vrea să discute, vrea să-și ceară iertare, vrea să reconcilieze. Și David a zis, nu, să stea acolo. Până când lucrurile au degenerat, cum bine știți, și s-au dus într-o altă direcție. Și Absalom s-a pus la poarta cetății și a zis, a, lăsați-l pe tata în pace. Așa, 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 așa. Deci asta se întâmplă când nu este unitate în familie. Asta se întâmplă când nu este unitate în biserică. Când nu este unitate în țară, când nu este unitate în orice comunitate ar fi vorba să fie. Trebuie această unitate. Și este atât de plăcut și atât de dulce, spune David, când este această unitate. Deci este un ideal, unitatea aceasta, care e râvnită, e dorită, de ceea spune dulce și plăcut. Pentru că este o reflexie a Sfintei trăimi. Este o reflexie a Sfintei Trăim. Părinții bisericii, adică în primele viacuri ale bisericii, ale istoriei bisericii, s-au îndelednicit cu lucruri din astea. Ei nu împărțeau biserica în secte și în denominații, cum sunt acum cu zeci de mii de denominații, ei se îndeledniceau cum să țină unitatea bisericii. Și ce imagine. Au dat comunității, au spus, în sânul Sfintei Trăimi există o și în limba greacă asta se numește perihoreză. Există o mișcare de armonie și de unitate perfectă. Și o să vedeți imediat textul din scriptură. O unitate și o armonie perfectă. Dar cuvântul acesta perihoreză arată ceva dinamic, ceva viu, ceva foarte puternic în sânul sfinte trăim. E ca și cum ai spune, Tatăl spune mereu Fiului te iubesc, Fiul spune mereu înapoi Tatălui te, iube te iubesc, Tatăl și Fiul spun Duhului Sfânt te iubesc, Duhul Sfânt răspunde înapoi te iubesc și imaginea care au avut-o ei și care au pictat-o, au pictat au zugrăvit-o ei pentru biserică, să le inspire nevoia de unitate, a fost în cadrul Sfintei de Treimi, există această armonie și această dragoste perfectă. Și atunci face sens ce vă spuneam duminica trecută, când Domnul Iisus se roagă și de patru ori în rugăciune, de patru ori în Ioan 17 spune Tată, mă rog ca ei să fie una. Da? În Ioan 17 cu 11, 17 cu 20, 17 cu 22, 17 cu 23. Și de fiecare dată, în cele patru instanțe, spune cum și noi suntem una. Ca și noi. Noi suntem modelul, noi suntem imaginea. Iar ei, biserica, trebuie să fie o reflexie acestei imagini copiii mei spun adesea că se duc undeva special Samuel și cu Daniel dacă se duc undeva într-o comunitate, se duc undeva în alt oraș sau și nici nu trebuie să, să, să spună prea mult cine sunt sau cum sunt dar vin alții la ei și spun auzi, am o întrebare pentru tine, ești cumva băiatul lui Druhora? Pentru că sameni pentru că îl vezi pe copilul care vine din viața ta, din familia ta, din, din, căminul tău și el nu face altceva decât să fie o reflexie a ta. El seamănă cu tine, el seamănă cu mama și cu tata. Oare nu e așa și cu biserica? Oare nu așa și biserica, familia lui Hristos și trupul lui Hristos trebuie să fie o reflexie a lui Hristos? O reflexie a dragostei lui Hristos? Așa trebuie să fie. Așa trebuie să fie. Unitatea este enjoyable, este de dorit, este de răvnit. Iar în al treilea rând, unitatea este foarte necesară pentru că este efectivă. Cel puțin patru binecuvântări sunt în această unitate. Am să le spun foarte pe scurt. Unitatea îl face cunoscut, prima binecuvântare, unitatea îl face cunoscut pe Dumnezeu în lume. Ioan 17 cu 21, mă rog ca ei să fie una pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Ioan 17 cu 23, mă rog ca ei să fie lumea pentru ca lumea să cunoască că tu m-ai trimis și lumea să cunoască că i-ai iubit. Observați? Dacă Biserica e una, atunci lumea primește un mesaj clar, un mesaj limpede, un mesaj sigur despre dragostea lui Dumnezeu, despre Isus Hristos, despre Evanghelie. E foarte, foarte importantă această notă. A doua binecuvântare, unitatea înseamnă punerea deoparte pentru Dumnezeu. Aron, când a turnat un de lemn peste el de curs din abundență, Aron era pus deoparte pentru Dumnezeu. Unitatea Bisericii ne pune deoparte pentru Dumnezeu. În unitate, Sfințenia Lui Dumnezeu se manifestă cu putere. Este ca un de lemnul care curge pe capul lui Aron și spune în Levitic, în capitolul 8, că trebuia uns și cortul, trebuia unse absolut tot, 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 ce era înăuntru, dar mai ales peste Aron și peste fiii lui, unde lemnul trebuia să curgă din abundență. Știți ce a simțit adunarea lui Israel atunci? A simțit parfumul, pentru că unde lemnul acesta era făcut dintr-o rețetă cu totul și cu totul specială. Încă Dumnezeu i-a spus lui Moise, nu cumva să folosești un de ăsta pentru nimic altceva. Asta e numai pentru Aron, asta e numai pentru preoție, asta e numai pentru familia asta. Asta e numai pentru punerea deoparte pentru Dumnezeu. Asta e semnul unității. Da? Deci este o binecuvântare foarte mare în faptul că îl face cunoscut pe Dumnezeu în lume, apoi pune deoparte biserica ca sfântă, o sfințește, o sfințește prin adevărul său, o sfințește prin Duhul său, o sfințește prin prezența sa. În al treilea rând, această unitate face ca biserica să fie un canal prin care curge binecuvântarea. Curge binecuvântarea. Vine roua de pe Hermon, pe muntele Sionului, și când e apă, și când e rouă, și când e umiditate, totul crește, totul ia viață, totul, totul se simte într-o într stare totală de, de binecuvântare, de vitalitate. Și în ultimul rând, în al patrulea rând, unitatea îl proslăvește pe Dumnezeu. Îl proslăvește pe Dumnezeu. Dacă noi suntem uniți, Dumnezeu este proslăvit. În mijlocul nostru se fac minuni, în mijlocul nostru se fac semne, în mijlocul nostru se coboară Dumnezeu, pentru că suntem uniți. Unitatea aceasta nu o creăm noi, ne este dar, trebuie să o păzim noi. Unitatea aceasta ne-a fost dată. Aici e ceva ce nu înțelegem. Noi credem că noi creăm unitatea, sau ne credem că noi am inventat unitatea, dar iată ce spune și mă apropiu de încheiere. Textul din Efeseni, din capitolul 2, dacă deschidem Efeseni, capitolul 2, și citim câteva versete de la 14, hai să citim chiar și 13, dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul Lui a înlăturat vrășmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrășmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii, vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Amin. Observați? Unitatea nu este realizarea noastră. Nu este creația noastră, nu este invenția noastră. Unitatea este darul lui Dumnezeu. Pacea este darul lui Dumnezeu. Jerfa lui Hristos, sângele lui Hristos, moartea lui pe cruce, ne-a dat nouă tuturor, indiferent de unde ești dumneata și ce accent ai și dacă ești de aici sau te-ai născut aici sau unde te-ai născut. În Hristos avem altă identitate. În Hristos avem altă valoare. În Hristos suntem făcuți una. Venim la crucea lui Hristos și acolo ne recunoaștem păcatul. Toți suntem păcătoși. Avem în comun starea de păcat. Dar prin Duhul lui Hristos suntem făcuți una. Și asta trebuie să păzim. Pentru că asta, asta cum spuneam, este foarte important că face ca Dumnezeu să fie cunoscut. Asta face ca biserica să fie pusă deoparte. Asta face ca poporul lui Dumnezeu să trăiască într-o unitate și într-o într binecuvântare, să reverse binecuvântări. Dă drumul la binecuvântări. Și în ultimul rând, asta îl glorifică și îl proslăvește pe Dumnezeu, unitatea. Haideți să ne pregătim inima și să intrăm în rugăciune, să ne rugăm pentru această unitate, să ne rugăm pentru această legătură. Legătură care se manifestă prin Duhul lui Dumnezeu și se manifestă în diversitate. Dumnezeu ne-a dat diversitatea. Știți ce am făcut noi din această diversitate? Am făcut uh, divizie. Divisions. He gave us diversity and we made diviziuni. Nu. No. Diversitatea în trupul lui Hristos este foarte frumoasă. Și prin Duhul Sfânt ne spune că iudei, că greci, că bărbați, că femei, că slobozi, că robi. Asta era în contextul lor. Acum, pentru noi, este așa. Americani, mexicani, români, tineri, bătrâni, bărbați, femei, Oameni de pretutindeni de aici. În Hristos sunt una. Poate că e momentul și vremea să ne lărgim gândirea, să ne lărgim inima, să ne lărgim înțelegerea. Când, așa de trist uneori, nu putem să fim una cu românii din zonă și nu ne deschidem inima spre mai mult. Dar haideți să să rugăm pe Dumnezeu să ne-o deschidă. Haideți să rugăm pe Dumnezeu să ne-o ne lumineze, să ne-o lămurească, să ne-o clarifice. Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm pentru a ne ruga în acest scop. Mai aveam o, o imagine care vreau să vă spun și ori vă spun acum, ori o las pentru altă dată, dar nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost la un concert de muzică sinfonică sau dacă nu, poate v-ați uitat pe televizor și ați văzut. Înainte de concert, fiecare uh, instrumentist ce face? Își acordează. Și când auzi sunetele alea și ești acolo în sală, zici fiecare pe limba lui, nu? Toate instrumentele, fiecare și le acordează, sună așa. Până când? Până când intră dirijorul. Și cu bastonul lui bate puțin. Atunci se face liniște. Și din momentul în care el începe să dirigeze, totul intră în armonie, totul, totul face sens. Toate acele instrumente care înainte de unele singure, independente, scoteau niște sunete foarte greu de suportat. Acum sună splendid, sună frumos. Fă, Doamne, din noi instrumente care să sune frumos, care sub bagheta Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să răspândească mireasma dragostei, să răspândească binecuvântări, să răspândească cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea lui Hristos, să fie ca parfumul, ca un de lemnul pe capul lui Aron, pentru că acum nu mai este Aron, acum este Hristos. El e capul. Să fie ca roua, ca viața, ca vitalitatea, care, care ne încurajează, care ne, 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 ne dă viață tuturor, viață din Dumnezeu. Haideți să ne rugăm în direcția aceasta.